Gen atunci când intru în apă. Am super puteri, nu s-o simplă fată. Sunt siren atunci când intru în apă. Am super puteri, nu s-o simplă fată. Cred că au ceva pe afară, nu știu ceva. Aoleo, aoleo, bate cineva la ușă. Mi s-a părut biauzul meu fiind de baby granny. Nu mă trădează niciodată, oare cine este? Alo, cine ești? Ce cauți aici? Bună dimineața! Eu sunt... Cred că nu este nevoie de prezentare. Cum adică nu este nevoie de prezentare? Ia, vină puțin aici, mai la lumină, să te văd ca lumea. Cine sunt? Nu știu cine ești. Cea mai frumoasă din împărăție. Am părul negru ca bănosul, ochii albaștri ca cerul, pielea albă ca laptele. Ce ochi albaștri? Tu crezi că te-ai dat în oglindă, ai ochii ca prui. Toată lumea de afară de mine, adică eu sunt baby Granny cea îngrozitoare și n-am auzit niciodată de tine. Sunt cea mai frumoasă din împărăție. Ia, lasă vrăjeala, tu, lasă vrăjeala. Ia spune cine ești, spune-mi numele tău. Numele meu este Alba ca zăpada. Ce, albă ca zăpada? Păi tu ești albastră ca cerul. Păi este albă din cauza pielii, am numele acesta. A, mi s-a părut bine, păi tu n-ai stat la soare deloc, ce ai făcut, ai trăit într-o peșteră până acum? Păi cam da, pentru că e o poveste lungă. Mama mea vitregă este foarte rea, este o vrăjitoare și a trimis... O vrăjitoare? Și tu ești vrăjitoare? Ia spune, ești vrăjitoare. Vrăjitoare inimile băieților, dar în rest nu sunt vrăjitoare. Mama mea vitregă este o vrăjitoare, este regina peste tărâm și a trimis un vânător să mă omoare pentru că e prea geloasă că eu sunt mai frumoasă ca și ea. Interesantă poveste! Da, auzi, îți place scutecul meu, mi-am luat scutec, nu, ce zici? Da, e fain, dar să se povestesc întreaga poveste. Da, Suzeta, mi-a îți place? Da, și eu am fugit de vânător care m-a eliberat cu la urmă că i s-a făcut milă și îi plăcea de mine. Îmi place povestea, îmi place, îmi place. Ceva. Nu, sunt niște oameni micuți, dar sunt foarte de treabă. Unul este mai, să zicem așa, mai ticălos dintre ei, dar îi iubesc pe fiecare dintre ei, că sunt piticii mei. Da, și eu am piticii mei, dar ascultă un pic aici, tanti albă ca cerul, că albă nu prea ești, hai să zicem că nu te-ai dus la soare deloc, dar ascultă aici, și cotoroanța lipsește de câteva zile, nu am mai văzut-o pe mami, pe îngrozitoarea. Ce e cotoroanța? N-auzi! Granny, cea cotoroanță! Cum n-ai auzit? Dacă tu nu mă cunoști pe mine, nici eu nu cunosc pe mama ta. N-ai auzit de cotoroanța îngrozitoare? Nu, n-am auzit. What? Bine, hai să mergem atunci la căutat. Gata, trebuie să o găsesc pe cotoroanța îngrozitoare pentru că nu am mai văzut-o de ceva timp. Păi stai așa că nu ți-am spus. Eu am nas de baby granny îngrozitoare și nasul meu nu mă minte niciodată. Așa că o să mergem după miros. Miros picioarele piticilor? Da, simt un miros de transpirație. Mi se părea mie că este un miros de transpirație. Gata că urmărim acum mirosul și cu siguranță o să găsim, poate o găsim și pe cotoroanța îngrozitoare. Sigur,
De câteva zile, nici nu le-au mai dobărat. Ișești, picuții mei. Aoleo, trebuie să-i găsim neapărat. Hai să mergem pe strada asta să vedem unde ajungem. Apropo, am o idee. Mami a spus că pleacă la vecinul pentru că vecinul o să îi dea primăria. Și nu s-a mai întors de atunci. Poate era vecinul. Acum trebuie să mergem să căutăm la vecinul acesta. Poate auzi ceva de piticii mei. Da, hai pe strada asta să mergem să vedem. Ajuns aici, cred că e casa vecinului. Sper că ai dreptate pentru că mi-e dor de piticii mei și li se răcește ciorba și pe aia trebuie să o încălzesc. Hai să mergem să ne uităm pe aici, vecinul, ești acasă vecinul, nu răspunde nimeni. Cine bate la fereastra mea? Oh, văd pe cineva acolo sus. Cine e acolo sus la fereastră? Văd pe cineva, cred că e un pitic acolo la fereastră albă ca zăpada. Dar nu văd pe cotoroanță. Cine bate la fereastră mea? Oare unde e cotoroanța? Mi se pare că-i aud vocea. Cine bate la fereastră mea? Hai să urcăm pe aici să vedem. Cred că sunt piticii tăi albă ca zăpada. Cine bate la fereastră mea? Opa, uite aici sunt piticii albă ca zăpada. Dar unde e cotoroanța? Da. Oh, nu, m-a răpit vecinul! Dar unde e roata? Unde e cotoroanța? Unde e Granny? Ați văzut-o pe Granny? Că n-am văzut-o aici. Cine bate la fereastra mea? Cine bate la fereastra mea? Îi aud vocea la Granny. Oh, cotoroanță! Te-am găsit! Granny! Da, cotoroanță, te-am găsit! Da, în sfârșit, după atâta timp, te-am găsit! Vecinul te-a închis? Unde e vecinul? A, vecine, ești aici, vecine! A, i-am dat bucata! Am reușit! Bine, s-am scăpat cu toții! Haide, hai să plecăm de aici! Cine e fata asta albă ca brânza? E albă ca zăpada, cică, dar... Nu știu, da, e ca o telemea. Da, zici că e albă ca telemeaua mai degrabă. Și eu mă bucur, mămicuță! Nu vine să cred că în sfârșit ne-am reîntâlnit, cotoroanță îngrozitoare! Dar ce-i cu piticul ăsta albă ca zăpada asta? Verzuleu, e piticul tău? Da, acesta este piticul meu. Da, eu sunt piticul ei! Îmi place să explodez! Acesta este cel mai nestrăvat dintre pitici. Oh, ce drăguț e piticul! Nu vine să cred că e mai mic ca mine piticul ăsta. Îmi ajunge până la umăr. Da, e super mic piticul ăsta, ce-mi place. Hai să mergem acasă, cotoroanță. Cum e prietena mea, las-o să vină la noi. Hai de la noi, albă ca zăpada. Hai să mergem pe aici, cotoroanță. Încă o zi în care am salvat-o pe cotoroanță. Auzi, cotoroanță, trebuie să-mi cumperi tot ce vreau acum, pentru că te-am salvat din nou. Ți-am salvat ziua. Sunt o super eroină. Cum adică, mă, că cotoroanță îngrozitoare? Eu nu-ți cumpăr nimic, că n-am bani. Eu te salvez și tu din astea faci? O să devii tu primăriță sau ce a zis vecinul? Ce mărlane, lasă că am avut tag de cojocul lui și o să preiei tu frâiele primăriei și o să fii cea mai șmecheră. Așa e. Da.